Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre defecarea și carbonatarea. Sucul de la difuziune mai cuprinde pe lângă zahăr și alte substanțe solubile din care cauza acesta nu este propriu pentru cristalizare, căci s-ar obține o masă uscoasă greu cristalizabilă. De aceea, înainte de a fi trecut la concentrare, sucul este purificat prin defecare și carbonatare. Defecarea se face tratând sucul zaharat de la difuziune cu oxid de calciu sau hidroxid de calciu la carbonatare se tratează cu bioxid de carbon. Zahărul se combină cu oxidul de calciu, dând monozaharatul de calciu. Zaharatul monocalcic produce o dublă descompunere cu sărurile alcaline ale multor acizi organici aflați în soluție în suc, rezultând astfel săruri de calciu insolubile, iar zahărul se Combină cu sodiu și potasiu dând sări solubile. Dacă în soluția acestor săru se introduce bioxid de carbon, se obține carbonați corespunzători insolubili și zahăr în soluție. Înainte de a trece la defecare, sucul care este de la aparatul de măsurare este trecut într-un recipient și încălzit la 103 pentru a se precipita substanțele proteice din soluție de în Acesta, prin tratarea soluției cu hidroxid de calciu, s-ar descompune în produs mai simpli care ar împiedica cristalizarea obținută în acest caz mai multă melasă. Defecarea se face formând zaharatul monocalcic. Solubilitatea oxidului de calciu în soluții zaharale de pur depinde de durata contractului, de temperatură și de concentrația în zahăr. Oxidul de calciu în bucă se dizolvă mai repede decât sub formă de lapte de vară. În cazul când defecarea se face cu lapte de vară, acesta e pregătit într-un malaxor în care oxidul de calciu este amestecat cu apă curată sau cu apele rezultate de la spălare filtrelor. După ce s-au adăugat laptele de var, să trece la carbonatare. Bioxidul de carbon în introdus descompune zaharatul de calciu, în zahăr și carbonat de calciu care antrenează substanțe solide de suspensie. Defecarea și carbonatarea se poate face deodată sau separat în cel de-al doilea caz. După defecare se filtrează și apoi se trece curentul de bioxid de carbon. Aparatele de defecare sunt tip paralelipitice rezistente având deasupra un coș pentru degajarea vaporilor la fundul înclinat pentru a se îndepărta ușor în Sunt prevăzute cu serpentine pentru abor și o serpentină găurită pentru bioxidul de carbon necesar carbonatorii. După ce s-a făcut defectarea, se filtrează și apoi se tratează sucul defectat cu un curent de bioxid de carbon. Sucul care rostă la carbonatarea a, a, a întâia, deoarece mai conține puțin de calciu liber, este supus la a doua carbonatare sau la saturare. A treia carbonatare fixează alcalinitatea sucului, se precipită cu această ocazie. Puțină a, calciu, iar substanța colorată este distrusă. Sucul rezultat la difuziune este de culoare neagră, iar după purificare rezultă un lichid transparent incolor sau slab colorat în gălboi. Sulfitarea constă din introducerea în suc a bioxidului de sulf provenit de la arderea sulfului în cuptoare speciale. Scopul ei este decolorarea sucului, precipitarea coloizilor și a unor săruri sub formă de sulfiți și împiedicarea alterării siropului de zahăr. Cu stimă și respect față de persoanele care mă videoclipul. sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. P.S. Yes, nu uitați să dați like, dislike și dacă vă a cu un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă.